Phoenix a stăpânit autoritar primele două sferturi ale partidei cu CSBT Alexandria. Echipa gălățeană avea un avans de 15 puncte la pauză. Oaspetele nu au cedat, însă au fost nevoite să se recunoască învinse de o echipă care a jucat aproape perfect. Cred că scorul poate crea iluzia că a fost o partidă ușoară. Nu a fost deloc așa. Am condus și cu 20 de puncte, dar echipa adversă a lăsat mereu impresia că poate reveni de la orice scor. Alexandria este o formație puternică și sunt convins că se va bate pentru primele 4 locuri ale clasamentului. Sunt bucuros că elevele mele au respectat tot ce am pus pe hârtie înaintea partidei. Phoenix pare capabilă să se bată în acest sezon pentru un loc pe podiumul campionatului. Jucătoarele americane s-au acomodat repede datorită jucătorilor române cu ștate vechi la echipă. A fost destul de dificil, dar suntem o echipă și până la urmă am reușit să câștigăm. Sunt bucuroasă că am făcut și spectacol pentru publicul minunat din tribune. Așa este, este o echipă, după părerea mea, mai bună decât anul trecut. Însă am pregătit meciul foarte bine și mă bucur că am putut să demonstrăm asta și pe teren și sunt foarte fericită pentru că am obținut această victorie. Două victorii la rând. E bine, nu? Da, este un început foarte bun pentru noi. Sper să continuăm așa. Phoenix va juca vineri la Cluj pentru ca miercuri 19 octombrie să dispute pe teren propriu un adevărat derby cu CSM Târgoviște.